Ziua, chiar mă uitam și studiam cu atenție imaginile venite pe rețelele de televiziune despre componența delegațiilor rusă și ucraineană, ca să văd cine în fața cui stă, ca să înțelegem și noi cât de cât gradul de reprezentare și la ce nivel se poartă aceste negocieri. De aceea, să o luăm, să zicem, de la început. Începem, mă rog, cu delegația rusă sau putem să începem, de fapt, cu delegația Ucrainei, care este condusă, se pare, pentru că, ca rang, ca nivel de reprezentare, este condusă de ministrul apărării, Andrei Reznikov. După aceea urmează un consilier din administrația prezidențială de la Kiev, Mihai Podoleac, conducătorul fracțiunii politice Slugana Roda din Rada Supremă, care îl susține pe Vladimir Zelenski, și ministrul adjunct de externe ucrainean. Din partea rusă, însă, șeful delegației este consilierul prezidențial Vladimir Medinski, fost ministru al culturii, după care urmează ministrul rus al apărării Fomin, adjunctul ministrului rus de externe Andrei Rudenko, președintele Comitetului pentru Relații Internaționale din Duma de Stat, Slutsky, și ambasadorul rus Boris Grăzlov. Ce să ne așteptăm de la aceste negocieri? În primul rând, nu știm cât va dura. E posibil să dureze, să fie mai multe runde, să fie pauze. Principalul este că s-au așezat la masa tratativelor în speranța că conflictul, operațiunea sângeroasă din Ucraina să înceteze, măcar pe perioada cât au loc aceste negocieri. Da, încă ceva, Liviu. Spune-mi, te rog. Pentru că am văzut până acum că Rusia ține cumva la secret ceea ce se discută la aceste negocieri. Care ar putea fi temele propuse Rusiei de Rusia Ucrainei? Păi, în primul rând, Vladimir Putin a trasat, a conturat cât de cât care sunt condițiile pe Ucraina. În primul rând, recunoașterea Crimeei ca parte integrantă a Federației Ruse, recunoașterea celor două entități noi apărute săptămâna trecută, da, așa numitele Republici Autonome, Donetsk și Lugansk, demilitarizarea și demilitarizarea Ucrainei. Da, o să ne întrebăm ce caută rușii mai departe decât cele două regiuni separatiste. Ei merg pe ordinul dat de Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei și vedem că au ajuns tocmai până la Odessa, dacă nu mai departe. Cam asta ar fi instrumentariul părții ruse. Nu știm unde se vor opri la negocieri sau până unde vor ajunge. Evident că partea ucraineană va insista pentru oprirea tuturor ostilităților, a intervenției, a războiului, practic, pe teritoriul Ucrainei, după care probabil că se va discuta punctual. Cred că principalul, acum, scop și ținta principală este oprirea războiului din Ucraina.